Bună ziua tuturor, sunt tarotela cu etalarea pentru gemeni, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în gemeni, pentru luna septembrie 2019. Vreau să încep direct cu mesajele de la înger ca să câștigăm timp. Ați primit. În primul rând, numărul maestru 33, dacă asta vă spune ceva, 3 cu 3 face 6, 6 ține de casa 6 a fecioarei în care deja suntem, a muncii, și a serviciului pentru ceilalți. Poate aceste informații să vă inspire. Cartea vă sugerează să apreciați acest moment. Fiecare situație este o oportunitate de creștere și de a găsi dragostea. Asta înseamnă să nu vă gândiți prea mult nici la trecut, să nu visați prea mult nici la viitor, ci să vedeți prezentul ca un potențial, să vă uitați în el ca într-o scoică, să simțiți, să auziți valurile, sunetele trecutului, să simțiți adierile viitorului, dar să vedeți, de fapt, acest prezent, acest moment, ce oportunități ar putea să vă aducă. Ați mai primit, sunteți nelimitați și este minunat. Să vi se confirme faptul că puteți să faceți orice alegeți să faceți. Sunt întotdeauna infinite posibilități în orice moment. Însă, și se leagă foarte frumos cărțile, însă ceea ce alegeți să faceți vă face nelimitați într-o anumită direcție și cu fiecare pas vă construiți. Vă construiți un viitor, o viață, ceea ce vreți voi, o idee, un concept, conform alegerilor. Deci mare atenție la ceea ce alegeți. Să nu uitați că sufletul, când experimentează forma sa cea mai pură, este într-adevăr conectat la cunoașterea nelimitată, la înțelegerea infinită și la energia fără limite, fără constrângeri pe care, eu știu, Universul ne aduce aminte că ar trebui să o simțim măcar din când în când. Există o notă de speranță și de spiritualitate în cartea aceasta, bine, în toate cărțile, în aceste de cărți, dar cred că ceea ce alegeți să faceți vă dă aripi și vă ajută să creșteți într-un fel în care poate nici nu anticipați. Haideți să vedem, să vedeți ce avem și la acest capăt de cărți. Aveți cartea numărul 7 și sunteți rugați să nu uitați că ceea ce este într-adevăr important este dragostea, să nu vă lăsați eventual nu corupți, musai, de vremuri, de societate, de responsabilități, pentru că a văzut și 9 și 10 de debute în timp ce amestecam cărțile. Probabil că mulți aveți multe responsabilități și uitați că cel mai important lucru în viață este dragostea. Poate unii dintre voi deja stați în relații, nu toată lumea, evident, dar unii sunteți în relații în care n-ați mai simțit pasiunea și dragostea, nu doar pasiunea, dragostea profundă, da? Sunteți rugați să vă întoarceți la ceea ce vă place în cazul în care v-ați îndepărtat de niște hobby, de ceea ce vă reprezintă și, da, unii aveți nevoie de o atingere specială, pentru că probabil v-ați mințit sau ați fost mințiți într-o relație în care lucrurile n-au fost atât de profunde pe cât poate ar fi trebuit, ați fi visat la un moment dat. Orice om își dorește dragostea adevărată, evident. Haideți să vedem ce vor arăta aceste cărți. Ia uite, iar băte, iar lupte. Am văzut și 9 și 10 de bâte, le-am amestecat, le mai amestec o dată. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni. Septembrie 2019. Cruce celtică, mi se pare cea mai corectă deocamdată. O, spânzuratul pe care l-am văzut împreună cu asul de spade în timp ce amestecam. Spânzuratul reprezintă zodia peșilor, dar nu e obligatoriu să fie zodia peștilor, e casa a 12-a a necunoscutului, da? A
ceea ce am discutat mai devreme, a faptului că sunteți nelimitați, doar că trebuie să vedeți, să aveți această perspectivă, să vă lăsați iluminați de situație, să înțelegeți prezentul, situația din alte perspective. Și în momentul în care primiți iluminarea, începeți să manifestați asul pe care îl văzuse mai devreme, asul de spade, vă reprezintă adevărul, cunoașterea, victoria, înțelegerea. Central, spânzuratul. Pe lângă multele alte înțelesuri, spânzuratul vorbește și despre sacrificii. Dar fiecare sacrificiu, cum am zis, vă ajută să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ce blochează? O împărăteasă, foarte frumos. Posibil aveți de-a face sau aveți planete în Taur sau în Balanță, dar nu e obligatoriu, pentru că este semnul lui Venus. Sau Venusul vostru face vreo quadratură, eu știu, cu casa 12-a sau cu Neptun. Aici e foarte interesantă provocarea, ca să nu-i spunem blocajul. Dacă sunteți, ați fost într-o situație în care ați stagnat într-o direcție, provocarea este să creșteți, pentru că asta înseamnă împărăteasă, înseamnă creștere, printre foarte multe altele. Împărăteasă înseamnă și mama, înseamnă și mama voastră, conceptul vostru de maternitate, înseamnă și amanta uneori, dacă asta vă spune ceva unora dintre voi. Dar vă luați înțelesurile așa cum rezonează, cum simțiți că rezonează în viața voastră. Este frumoasă această carte, este una dintre cele mai frumoase arcane. Deja aveți două arcane majore, foarte intensă citirea, etalarea, pentru septembrie. Trecutul îndepărtat sau subconștientul? Wow! Trei de spade, aici sunteți voi. Ori răniți, foarte răniți, ori decepționați, nu trebuie să fie ori cine știe ce durere, da? Oricum, poate să fie dezamăgire, da? N-are rost să mai spun că spune cartea foarte bine. Aici chiar este una dintre cele mai expresive cărți, trecutul îndepărtat. Trecutul apropiat, interesant, alt trei, poate să fie la locul de muncă, poate să fie cu un semn de pământ dacă aveți ceva legătură cu Taur. Ideea este că trei de monede înseamnă colaborare în înțelesul frumos al cuvântului. În cazul în care cineva experimentează împărăteasa din... Dar n-a picat invers, de obicei când e invers este amantă. Dar, în fine, în cazul în care cineva experimentează acest concept de amantă, de a treia persoană într-un cuplu, că avem și trei și trei, probabil situația trebuie rezolvată într-un fel. Dar trecând peste aspectul ăsta, pentru că nu toată lumea, vreau să vă rog din suflet, nu toată lumea experimentează aceste triuri. În ultima vreme v-ați concentrat pe muncă, pe colaborările la locul de muncă și ați început să primiți recunoaștere pentru eforturile voastre. Sunteți aici, da? Undeva pe un piedestal sau măcar mai sus decât colegii voștri. Poate unii dintre voi este foarte posibil să fiți și invidiați, mai ales dacă începeți să după o perioadă de stagnare la locul de muncă sau eu știu în ce alt domeniu, începeți să creșteți, veți avea parte și de invidii. Viitorul vai, ce frumos, ce superb, a treia arcană majoră, stea, trecutul îndepărtat, trecutul viitorul, poate că, da, nu întâmplător fi zis trecutul, ați început în trecut să vă vindecați aceste trei de spade, poate v-ați concentrat pe muncă, poate v-ați dus la un doctor, la un astrolog, v-ați consultat cu cineva în această privință ca să experimentați, să depășiți stagnarea și să experimentați creșterea, dar creșterea vine după vindecare sau prin vindecare. Probabil e un proces care a început, noi am zis trecut, dar este viitorul îndepărtat, da? Sau energia care ar trebui să guverneze această perioadă. Nu vă fixați doar pe septembrie, poate să fie și octombrie, poate să meargă până în sfârșitul toamnei, chiar și iarnă, depinde. Steaua. Pentru unii, la modul simplist, poate să fie un vărsător, dar nu e obligatoriu varianta bună a vărsătorului. Este o persoană care se vindecă, vă vindecați voi. Dacă sunteți la locul de muncă, cum am zis, și ați avut o recunoaștere, s-ar putea în viitor să deveniți foarte populari, nu doar, da? Aveți creștere, abundență și inclusiv financiară, da? Și să deveniți populari. Poate deja sunteți într-un fel sau altul. Dacă n-are legătură cu acest aspect,
Vindecare. Și nu doar vindecare. În momentul în care începe să vă vindecați, atrageți ce persoana, situația pe care v-ați dorit-o dintotdeauna, dar până vă vindecați, încerc să spun asta tuturor, nu puteți să atrageți ceea ce v-ați dorit, atrageți ceea ce v-a rănit, atrageți ceea ce v-a impus societatea, familia și așa mai departe. Dar trebuie să vă vindecați ca să atrageți, da? Repet că așa trebuie uneori, să atrageți acest destin al vostru. Foarte frumos până acum. Viitorul apropiat, 9 de cupe. Probabil aveți vreo fecioară în preajmă sau începeți ceva, vă bucurați. Poate există și un semn de apă, că aveți și pești aici, care vă bucură sau vă e similar, 9 de cupe cu steaua. Aici e arcană majoră, aici este arcană minoră. Amândouă reprezintă satisfacție, bucurii, împlinirea dorințelor. Dar aici, într-un mod mai pământean, acolo deja într-un mod spiritual, deja energia se manifestă și în alte dimensiuni. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Prezentul, viitor apropiat, 9 de cupe. Ideea este că sunteți vă bucurați voi, dar vă mai lipsește o cupă. Acestea două, da? Probabil că trebuie să atrageți persoana care vă crește, situația, da? Pentru că nu este suficient să fim fericiți. Da, idealul este să ne găsim fericirea noi, dar apoi ultimul pas ar fi să o împărtășim cuiva, cel puțin. Vai, vai, vai. Regele de spade ar fi sfatul. Puteți fi voi, poate fi un alt semn de aer. Evident, cu acest trei de spade, renunțați, tăiați cu trecutul. Eventual, vă tăiați singuri aceste funii care vă mențin într-un stadiu neproductiv. Regele de spade își spune, își exprimă adevărul la locul de muncă și în acest motiv sunteți apreciați și invidiați. Și totuși, există niște discuții legate de aceste subiecte, stagnare, creștere, dezamăgire, împlinirea dorințelor, colaborare. Le veți discuta și sfatul este să le discutați. Fără să vă implicați emoțional foarte mult, pentru că aveți multe emoții în această perioadă. Exterior, vai, îndrăgostiți, aici sunteți voi. Dar forța exterioară, probabil este persoana pe care începe să o atrageți în momentul acesta de bucurie, care vă direcționează către vindecare. Păi, normal, de fapt, ce ne vindecă? Dacă nu bucuria, dacă nu dragostea, da? Și împărăteasa reprezintă dragostea dintr-un punct de vedere. Dragostea deja în forma ei materială. Îndrăgostiții, dacă e la locul de muncă, aveți și trei de monede, poate să fie o colaborare benefică, asta e clar, care vă duce către acest potențial de stea în orice domeniu ați lucra. Dacă nu e la locul de muncă, e clar că intră, că doar nu degeaba sunteți bucuroși și nu degeaba provocarea este să luați această creștere. Probabil v-ați obișnuit într-o energie stagnantă și nu vă vine să credeți ce vă pregătește universul. Da, este persoana care vă completează din cele mai multe puncte de vedere. Este o mare atracție între voi și o altă persoană care vine. N-aș vrea să mă fixez pe zodii. Poate să fie semn dual, poate să aibă planete în semne duale, da? Inclusiv balanță, chiar dacă nu-i semn dual, semn cardinal, balanța, chiar prin glifa pe care o are, reprezintă ideea aceasta de dualitate, de polaritate. Frumos, frumos! Cât a patra arcană majoră, fantastic! De ce? La cincea! De ce vă este teamă de Marele Preot? Marele Preot poate să fie... voi, dorința voastră de a vă controla, de a nu vă exprima, probabil nu întâmplător au venit mesajele de la înger într-un anume fel, pentru unii dintre voi. Probabil v-ați dezobișnuit să vă exprimați și să aveți încredere în dragoste și ați stat mulți
doar avem stagnare în niște dogme, nu dogmele voastre, ale societății. Pentru unii, pentru alții, male preot, e o figură autoritară, poate sunteți voi, că aveți și regele de spade și aveți și steaua și aveți și împărăteasa, figuri foarte, chiar personaje importante. Poate sunteți voi și vă este teamă un pic că vă este afectată imaginea publică de profesor, de, eu știu ce sunteți, doctor, inginer, honoris causa. Bine, inginer, honoris causa nu există, dar oricum, o poziție profesională foarte bună. Și sunteți, oarecum, din cauza acestei drăgălășenii și frumușenii și romanțe care plutește în aer, vă este teamă un pic că ar putea să vă fie afectată imaginea. Pentru alții, male preot, poate să fie imaginea unui tată, a unui preot sau pur și simplu societatea care v-a impus niște, v-a învățat să credeți în niște chestiuni, nu le discutăm acum, și vă este teamă că, dar mai ales dacă este și o amantă sau e o dragoste mai ciudată, mai neconvențională, vărsător, da? Care sparge normele, vă este teamă. Nu știți exact cum să spargeți aceste norme. Da, veți găsi soluții, că dragostea e dragoste. Trebuie să vă bucurați de prezent, cum am zis mai devreme, da? De ce vă doriți să schimbați situația? Eventual, aceste stagnări, aceste dezamăgiri și o veți schimba. După cum vedeți, aveți câte? Una, două, ce fiore am. Una, două, trei, patru, cinci, a șasea arcană majoră. Este energie extrem de puternică, dragii mei, gemeni, despre gemeni vorbim. Orice ați avea acolo, inclusiv nodul nor, că nodul nor poate să fie ca un ascendent energetic. Ce vă doriți? Ca acest Jupiter în casa voastră a șaptea sau a șasea, sau depinde cum ce ascendent aveți, că poate nu toată lumea are ascendent în gemeni, da? Acest Jupiter să vă schimbe un pic viața, că ați stat și ați așteptat foarte mult și ați făcut sacrificii. Nu degeaba aveți dezamăgirile în trecut, da? Nu ne mint cărțile. Puh, ce fiore am! Puh, n-am mai avut de mult așa. Puh! Mi s-a făcut pielea cum se face în anumite momente. Of, roata norocului, ce vă doriți? Vă doriți să, bine, să creșteți, să vă bucurați, să vă vindecați, să vă găsiți perechea. Păi, iai. Și să aveți curajul să vorbiți despre toate aceste experiențe și eventual să învățați, probabil că aici iarăși, să învățați pe alții. Fantastic, excelentă, mi-aș dori. V-am zis, chiar și peste 2 luni de zile, dacă se întâmplă, 3 luni. Probabil că acum se declanșează, nu degeaba aveți atâtea arcane majore. Situația se întâmplă mai mult la nivel astral, deci ca în scoica despre care am vorbit. Se simte vântul viitorului. Da. Jupiter. Întâlniri de destin. Probabil că veți întâlni această persoană care vă va crește într-un fel. Fui, ai, ce fior am, dragii mei. Finalul, vai, cavalerul de bâte. Vă regăsiți pasiunea. Poate să fie o aventură, dar merită. În condițiile, ai, ce stări îmi creați, dragii mei. Vai, și trebuie să discutați despre lucrul ăsta, trebuie să discutați. La capătul acestui set de cărți, 4 de bâte, mai ce fior îmi dați și lumea, vai, nu se poate. Mai am ceva de povestit, vă îndepărtați de tot ce nu v-a priit, deci tot ce nu v-a plăcut. Ați început probabil prin august sau de 8 luni de zile, că tot am zis la un moment dat că steaua poate să fie și manifestarea în viitor a unor lucruri pe care le-ați început, le-ați gândit, le-ați dorit în trecut, da? Și vedeți aici? 10 de cupe despre care am vorbit acum e nouă, vine și persoana care vă întregește. Păi e aici. Și începeți un nou ciclu, o nouă viață, un nou capitol în viața voastră și eventual cu potențial de relație de lungă durată. Și dacă nu va fi relație, că aveți niște temeri aici,
Oricum, e întâlnirea cu sufletul geamăn pentru unii dintre voi. Sau un suflet pereche, dar darmic, nu karmic. Dragii mei, m-ați lăsat paf. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine!